Incendiu în cartierul 23 august din capitală. O locuință părăsită a luat foc și a ars mai bine de o oră. Flăcările s-au extins și la două case învecinate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vecinii bănuiesc că incendiul a izbucnit din cauza tinerilor din zonă, care noaptea mai intră în casa părăsită. Nu, cred că a pus cineva foc. Nu, nu avea cum să ia foc. Nu avea cum. Dar mai veneau oameni ai străzi. Mai veneau tinere din ăsta la nucul ăsta aici, seara și... Se strângeau pe aici, stăteau târziu, noi, a făcut-o intenționat, că de la țigară nu putea să iei. Din cauza la oamenii care n-au ce face, copiii ăștia ai nimănui. Au aruncat cu ceva? Intra acolo tot nebunii, tot oameni fără rost. Ardea cât stâlpul în sus, era o casă veche, prăbușită, uscate, toate. În casa construită din paiantă erau depozitate mai multe deșeuri. Suprafața care a ars a fost de aproximativ 150 de metri pătrați, însă flăcările s-au extins la două locuințe învecinate. La una dintre ele focul a pârjolit o suprafață de 5 metri pătrați, iar la cealaltă a fost afectată fereastra. Am acționat la fața locului cu 5 autospeciale de stins incendii cu apă și spumă, echipaj de prim ajutor, echipaj de descarcerare, punct de comandă și autoscară. Pompierii fac cercetări pentru a afla de la ce a izbucnit incendiul.